Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Zoom Sport. De la handbaliști, rugbiști, jucători de tenis, squash, lupte, scrimă, cu toții au trecut pe la emisiunea noastră. Însă simțeam noi că ne lipsește încă ceva, un sensei. De curând am filmat un reportaj la Karate Kyokushin și am rămas impresionată de cât de mult ajută acest sport, nu doar corpul, ci și mintea. Așadar, îl întâmpinăm cu brațele deschise pe sensei Gruia Dokan. Bună ziua, bine ați venit bună pe ziua, la noi! Bine. Cam dur acest sport așa din afară, însă am învățat multe în reportajul făcut alături de dumneavoastră. Da, pare dur așa și viața e dură și nu câteodată nu ne dăm seama. Trecem pe ea și nu ne dăm seama cât de dură e. De câți ani faceți dumneavoastră acest sport? Karate Kyokushin, cred că de 27 de ani. 27 de ani, mulți înainte. Și nu v-ați plictisit? Nu. Dimpotrivă? Nu, este... Pentru mine, după cum v-am mai zis, Karate Kyokushin mi-a schimbat viața, adică m-a trecut pe altă direcție, altă direcție și este un mod de viață și îmi doresc să fac până termin această etapă pe pământ. Până să vedem reportajul făcut la școala dumneavoastră, spuneți-ne mai multe despre cum ați înființat acest grup, în ce locuri din București îl putem găsi. Da, clubul are istorie mai, să zic, destul de mare, îndelungat așa ca timp. Imediat după 90, finalul 91, am înființat la Piatra Neamț, lucram atunci la Piatra Neamț. Clubul se numea atunci Ronin Club. După 98 m-am mutat în București, a fost o perioadă de pauză datorită serviciului în care lucram. Nu prea aveam destul de mult timp liber ca să-mi permit să fiu serios, ca să am un program regulat de antrenamente cu elevii. Iar în 2007 a luat ființă actualul club, Budo Gym, București. Actualmente ne desfășurăm activitatea în 4 săli. O sală este la Liceul Dimitrie Gusti, din Bulevardul Sebastian. A doua sală este la Penerva Traian, la școala numărul 81. A treia pe Șerban Vodă, în cadrul Fundației pentru Tineret a Municipiului București. Și nu și ultima, în care am făcut filmarea, pe Nuțu Ion. Este o sală mai complexă, în care avem și aparate de fitness și de bodybuilding, etc. Deci sunt... și săl de antrenament în care se practică karate kyokushin, dans aerobic și nu mai știu ce... Alte discipline. Da, da. Bun, pentru că tot ați adus dumneavoastră aminte de filmare, propun să vedem reportajul pe care l-am realizat alături de colegii mei Cristian Roșu și Florin Barbu și revenim apoi în studio cu discuție. Despre karate s-a scris mult și mai ales s-au ecranizat filme cât pentru o viață întreagă. De-a lungul timpului, generații întregi de copii au fost fascinate de artele marțiale propuse de japonezi și au rămas până la maturitate cu această idee de sportivitate, de acuratețe, de coordonare și, de ce nu, de luptă. Pentru că, până la urmă, noțiunea de învins și învingător există de când lumea și pământul. Diferența între cele două este însă oferită de perseverență, de ambiție, de dorință și de modul de exprimare. Iar în karate, Kyokushin, felul în care te prezinți, e totul. Os. Da. Această sală de antrenament se cheamă dojo. Dojo. În japoneză. Dojo. Perfect. Adică locul unde se desăvârșește calea. Două. Artele marțiale nu sunt un sport. Ele au și o latură sportivă. Latura sportivă nu este obligatorie, este doar o, să zic, o treaptă prin care practicantul de arte marțiale trece, dacă vrea sau nu vrea. Ea îți poate, cum să zic, e un fel de verificare a cunoștințelor dobândite într-o luptă cu un adversar. Piciorul din spate, da? Am tras piciorul din spate, aici, tot piciorul la mașină. Realitatea
este dată de forma de antrenament, de forma competițională și de metodele care se folosesc pentru a, să zic, a parcurge această artă. De fapt, artele marțiale și, în mod special, cele moderne, nu se bazează doar pe tehnici de anihilare a adversarului. Astea au venit cu timpul, în vechile timpuri, când au, să zic, au fost create artele marțiale, ele nu au fost numai în Japonia, toate țările au avut, să zic, artelor marțiale, înțeleg, inclusiv noi, tehnici de luptă care le foloseau în războaie unde aveau nevoie. Artele marțiale moderne au venit cu această, cum să vă zic, parte de etică, de morală, de etichetă, de educație. Pentru Gruia Dokan, karate înseamnă un mod de viață, un stil aparte pe care îl pune în scenă în fiecare clipă. Și asta de mulți ani. În toți anii care am început să practic karate Kyokushin, am avut și eu, să zic, șansa să am o experiență destul de bogată, pentru că vârsta atunci mi-a permis să am început să practic o vârstă destul de bună pentru a merge și în competiții, pentru a merge și la stagii, pentru orice. Și am avut destul de rezultate la competiții interne, internaționale. Am fost în lotul național prin anii 90 până în 98, când m-am mutat aici și datorită serviciului. M-am mutat la serviciul de protecție și pază în 98 și nu prea am mai avut timp să mă pregătesc, să fac față la competiție și nu știu ce. M-am dedicat, să zic, în mod special împărtășirii cunoștințelor celor mici, celor mari, care doreau să practice și să învețe această frumoasă artă, karate Kyokushin. Gruia Dokan știe de ce copiii sunt atrași de karate. Principalul motiv este pentru educație. Pentru disciplinarea lor, pentru educația lor, pentru împărtășirea principiilor noastre, care sunt, să zic, mai rar de găsit în societatea modernă concurențială, ca să zic așa. Majoritatea vin de curiozitate, vor să vadă cum e. După care își optează pentru a face performanță sau nu. Asta este doar o opțiune. Eu am în clubul meu oameni de 60 de ani care practică artele marțiale. Deci nu trebuie să mergi neapărat pe linia de performanță. O definiție mai exactă, mai curată și mai frumoasă pentru această ramură nu există. Shin înseamnă adevăr și Kyoku final, îndepărtat sau ultim. Înseamnă ultimul adevăr, deci așa e karateul ultimului adevăr, așa e să spun. Japonezii mai obișnuiesc să-i spună minunea zeilor, așa îi spuneau ei. Fondatorul stilului a fost un om deosebit, care a făcut Sosai Masuta Soyama, a decedat în anul 1994 și a realizat o artă marțială pe cât de dură, pe atât de, cum să zic, atât de folositoare, și bazată pe un cod de principii morale extraordinar. Noi încercăm să creăm oameni, nu campioni. Campionii creăm oricum. Pot să mă mândesc că din sala mea am acum un ministru și un ambasador. Nu le dau nume, dar... Deci asta e foarte important pentru mine, asta e cea mai mare satisfacție. Adică când ies oameni, asta e foarte... Am mulți, foarte mulți oameni în diverse domenii. Care au trecut prin sala mea în cei 25 de ani. Și da, am întâlnit în sală copii veseli, adolescenți cu zâmbetul pe buze și oameni frumoși. A fost alegerea băiețelului, foarte serios. Trăim într-o lume care, în mod evident, reclamă atenție. Trebuie să știe să se apere. De aceea, autoapărarea pentru mine este de bază, este esențială în evoluția oricărui copil, fie că este vorba despre fete, fie că este vorba despre băieți. Îmi place disciplina, înainte de orice, deci copilul meu, care face de aproximativ 2 ani acest tip de arte marțiale, respectiv karate Kyokushin, este mai disciplinat, programul este mult mai strict, este evident că prin sport organismul în sine are o evoluție deosebită. Am considerat că acest sport îl va echilibra, astfel încât nu să, va fi și un copil echilibrat și liniștit, dar în același timp va fi și puternic. Mami mi-a prezentat că pot să fac și karate și eu am fost de acord. Și te-ai îndrăgostit din prima de acest sport? Ți-a plăcut atât? Sigur. Adică pentru tine e sau nu o povară când zice mami, hai că mergem la karate? Mie îmi place destul de mult acest sport.
Cum simți că te-a schimbat? Păi, acum simt că sunt mai disciplinat. Acum nu mai arunc lucrurile peste tot, ca la 3 ani. Și m-am disciplinat mai mult, sunt mai atent, mai ascultător. Ce simți că s-a schimbat în viața ta de când faci acest sport? Mă pregătesc mai bine, nu mai am probleme cu colegii care mă enervează și prind mai bine mișcările pe care nu le știam când practicam. Nu mai ai probleme cu ei că te enervează? În ce sens? Adică se sperie de tine sau pur și simplu ai învățat tu să știi să comunici cu ei verbal? Să comunic, da. Cum te înțelegi cu fetele de vârsta ta? Mă înțeleg bine, adică sunt prietenoasă, nu le ameninț, nu. Sunt pentru ele exact aceeași fată. Nu le e frică de mine că fac karate. Da, îi mulțumim pentru acest montaj frumos și colegului nostru Andrei Hristu. Deci dacă avem probleme cu colegii la serviciu, să venim la karate Kyokushin, zic. Da, pentru că artele marțiale te echilibrează din toate punctele, psihosomatic, să zic. Bun, ne primiți și pe noi, gașca de la Dolce Sport? Bineînțeles. Nu că am avea probleme, dar în televiziune lucrurile nu sunt chiar atât de simple și atunci trebuie să venim să ne echilibrăm. Practic, în Kyokushin puteți să gestionați mult mai bine conflictele. Serios? Da. Cum? Explicați-ne. Să zic, motoul meu sau al clubului meu este învățăm să luptăm pentru a nu mai avea nevoie de luptă. Adică la nivel subtil, prin atitudinea ta și prin mentalitatea și gândirea ta, poți să-l determini pe cel de lângă tine să evite conflictul cu tine. Adică ideea este că adevăratele bătălii sunt acelea câștigate fără luptă. Am înțeles. Hai să dezvoltăm un pic, că mi se pare interesant. O să dezvoltăm că veniți la sală. Da, am promis că merg și la scoașe, da. Trebuie să merg acum și la karate. Da, îmi doream să fac acest sport de când eram mică, doar că la Caracal, unde m-am născut eu, nu erau așa multe posibilități. Iată că după 30 de ani, cât am eu acum, mulțumesc la fel, mi se oferă ocazia să fac acest sport. Bun. Cum ați ajuns dumneavoastră să faceți așa performanță? Pentru că aș vrea să vorbim un pic și despre tot ceea ce ați câștigat dumneavoastră, medaliile, concursurile câștigate. Sincer, mi-a fost destul de greu, pentru că în anii 90 informațiile circulau foarte greu. Nu aveam internet, nu aveam nici cărți, nu aveam absolut nimic și nici mai știți să ne pregătească prea mulți. Ghinionul meu a fost că după vreo, să zic, 8 luni de zile în care m-am pregătit la mult ca și antrenor pe sensei Iulia Moisescu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru ce a făcut pentru mine, a trebuit să plec datorită serviciul la Piatra Neamț, unde am rămas vreo 8 ani. Și a trebuit să mă antrenez singur, să învăț singur orice, și kihon, spunem noi, și kata, și luptă. Mi-a fost destul de dificil. În 91, după cum am spus, mi-am deschis și primul club. Trebuia să și predau, aveam și serviciu, să mă pregătesc și eu. Datorită rezultatelor, am intrat ca și component al lotului național, participam și la competiții. Mi-a fost foarte greu, nu aveam partener cu care să mă pregătesc, nu aveam cu cine să fac antrenamente de sparring și făceam antrenamente, lupte în minte, să zic așa, cum îi spune box cu umbra. Îmi cream singur N situații de luptă pe care știu că pare un pic cam de necrezut, dar exact asta am făcut. Studiam foarte mult, aproape o oră pe zi făceam numai studiu pe tehnici singur. Ce înseamnă studiu pe tehnici? Adică dați-mi un exemplu. Efectiv învățam tehnica singur și încercam să o reproduc după informațiile mine pe care mi le luam dintr-o carte sau din alte surse. Bun, în acest sport cel mai important nu e să lupți, ci să te aperi. E
Sau cum e, e un pic de discutat, adică cea mai bună apărare e ofensivă, să zic, da? Bine, ofensiva neapărat tehnică. V-am zis, totul pleacă și la atitudine, la poziționare. Totul este o strategie, de fapt, în luptă. Adică nu e nimic întâmplător. Nu e așa, cum să spun, o multitudine de pumni și de picioare, sau cum s-ar vedea. Nu e. Deci sportul și lupta în sine sportivă și nu numai, ca și lupta armată, este o strategie. De aceea o să vedeți tot timpul armate dotate mai slab, care câștigă bătălii cu armate dotate mult mai puternic. Datorită unor capete luminate, unor generali adevărați care știu să folosească resursele pe care le au la dispoziție. Așa este și într-o luptă, într-o competiție sau într-o luptă reală, care nu ne-o dorim niciodată, dar dacă e să întâmple, trebuie să fim pregătiți. Bun, spuneți-mi și mie ce tehnică mi s-ar potrivi mie așa, ca să și încep să studiez, de exemplu. E dificil să vă zic, pentru că nu v-am văzut niciodată la un antrenament, măcar la niște exerciții de fizice, de bază, de încălzire. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să vă zic, că nu vreau să vă mint. Dar vă aștept la antrenament și după primul antrenament vă spun. Bun, dați-mi exemplu de o tehnică prin care reușim să ne stăpânim emoțiile. De exemplu, emoțiile în momentul în care ne este cea mai bună tehnică pentru stăpânirea emoției este respirația. De fapt, respirația este cheia vieții, să zic. Fără apă, fără mâncare, putem sta, sunt statistici, în zile. Fără respirație nu prea putem să existăm. Și modul în care ne canalizăm respirația, modul în care o controlăm, ne poate echilibra atât emoțional cât și somatic și inclusiv organele interne, corpul în sine. Deci, practic, sunt tehnici care să ne învețe cum să respirăm. Exact. Deci, sunt niște tehnici nu foarte complicate. Sunt simple, dar făcute la momentul respectiv corect, dau rezultatele care le așteptăm. Bun. Și o simplă tehnică de a învăța cum să respiri te poate ajuta să câștigi sau te poate ajuta să-ți stăpânești emoțiile? Da, te poate ajuta. Foarte interesant. Sigur. Și noi de ce nu știm restul lumii? Ba, știm. Toată lumea știe. Nu știu. Știți că noi nu suntem atenți la noi, de regulă. Ne pierdem în foarte, foarte multe probleme zilnice. Cotidianul și socialul ne ocupă tot timpul și uităm să fim atenți la noi. Adică noi cu noi înșine. Dacă am sta, nu știu, pe zi 5 minute, 10, 20, noi cu noi înșine, să ne uităm în interiorul nostru și să discutăm noi cu noi înșine, inclusiv să simțim ceea ce facem, cum respirăm, cum, nu știu, orice, atunci cred că ne-am descoperit și ne-am dat seama ce ni se potrivește mai bine. Ce îmi spuneți dumneavoastră mie acum, învățați și pe acești copii? Cu siguranță, da, cu siguranță. Uh-huh. Adică sunt copii care învață aceste lucruri de la 7 ani și noi... Încerc pe cât posibil, exact, fiecare la vârsta la care poate să discernă și să aplice ceea ce îi spun. Înțeles. Pe lângă tehnici de respirație, mai aveți și alte tehnici. Sunt tehnicile de luptă clasice care se regăsesc în majoritatea altor marțiale. Ele nu diferă, să zic, extraordinar de mult de la un stil la altul, doar ca fond, ci doar ca formă și modalitate de predare și de învățare. De ce ar alege un părinte sau un copil karate Kyokushin? Cred eu, poate par subiectiv, fiindcă practic karate Kyokushin, cred că este mai aproape de adevăr. De-aia și spun karate ultimul adevăr. Nu vreau să mergem întotdeauna, pentru că nu vreau să comparăm un stil de luptă sau latura sportivă a stilului de luptă, pentru că lumea face confuzie între latura sportivă și arta marțială în sine. Arta marțială este o modalitate de pregătire complexă din toate punctele de vedere, nu doar pe niște reguli, o competiție pe niște reguli. Metoda de antrenament din karate Kyokushin, care v-am zis, motoul în engleză, că se poartă acum never give up, adică să nu renunți niciodată, mi se pare cea mai potrivită pentru a pregăti un om pentru viață. Pentru că viața, în general, are foarte multe obstacole, de sub toate formele. Și, bineînțeles că sunt momente în viață în care ești trântit la pământ,
dar nu trebuie să renunți. Și asta trebuie să înveți, și asta mă învață pe mine, și asta m-a învățat, și asta îi învăț și eu pe copiii mei, elevii mei, și asta ne învăță karateul Kyokushin. Să nu renunțăm niciodată. Bine, acum nu știu cât ne ajută societatea să nu ne mai ridicăm de la pământ, pentru că din punctul meu de vedere societatea ne vrea acolo, nu cumva să ne ridicăm, nu cumva să ne deșteptăm. Dar na, ăsta este punctul meu de vedere. Bine că ați spus dumneavoastră acest lucru, pentru că așa poate încurajați atât pe părinți, cât și pe copii, cât și pe, nu știu, oameni de vârsta mea să vină și să nu uite cum e să te ridici de Corect. Jos. Apropo de limbi străine, că tot spuneați never give up, v-ați apucat și dumneavoastră de japoneză, din câte știu eu. Da, e o pasiune de la mai veche. Japoneza nu e engleza, așa că e destul de timpul greu. Timpul nu mi-a permis să zic până acum, dar în ultimul timp, să zic așa, am mai mult la dispoziție și da, studiez mulțumesc din japoneză, da. Bun, de ce e japoneză? Pentru că acest sport are origini japoneze, dumneavoastră aveți multe conexiuni cu această țară, vă duceți des la ei, probabil sunteți mai recunoscut în Japonia decât în România, ceea ce nu e ok. Cred că da, e și latura aceasta, să zic, subiectivă, pentru că practic un stil japonez e normal din respect față de stilul respectiv și față de cei din țara în care a luat ființă acest stil. Să le cunosc limba și asta ar fi una din motive, dar principalul motiv este că este acela că limba japoneză chiar mă fascinează, îmi place și în mod special scrierea, care e foarte grea. Și orice este greu, adică orice, să zic, orice obiectiv care pare greu de atins, pe mine mă motivează. Da, înțeleg total sentimentul. Bucharest Challenge Cup. E o competiție care se desfășoară între 14 și 15 octombrie, organizată de dumneavoastră, din da. Banii dumneavoastră, din conexiunile dumneavoastră. Așa este, da. Bucharest Challenge Cup este la cea de-a patra ediție anul acesta. Anul acesta a devenit internațională. Sunt prezente două forțe, să zic, ale Kyokushinului mondial, Spania și Suedia. Mă bucur foarte mult pentru acest pas, pentru că pe plan național era, să zic, nu vreau să zic cea mai puternică, dar una dintre cele mai puternice. Dacă ar fi un podium, ar fi sigur în primele două din România. Și se adresează atât copiilor, cadeților, juniorilor și seniorilor. E, cred eu, și cred că va deveni una dintre cele mai importante competiții din, sper, din Europa în viitorii ani. Bine, și depinde și cât sprijin o să avem. Aveți dreptate, eforturile care le facem eu și clubul meu sunt considerabile. Avem șansa să avem lângă noi părinți bine intenționat, prieteni, care ne ajută cu prin diferite moduri, surse financiare, etc., ca să putem duce la bun sfârșit această competiție deosebit de frumoasă, la care vă invităm să o vedeți. Da, vom fi și noi acolo, o să vă susținem, da. Și o să vă ținem pumnii ca totul să iasă bine. Acum, spre finalul emisiunii, pentru că nu mai avem foarte mult timp, așa trece timpul repede la Zoom Sport, spuneți-ne ce este cu os, pentru că am colegii în redacție care s-au uitat la material înainte să-l difuzăm noi la televizor și mă tot întrebau ce înseamnă. Osul este, adică la suprafață pare doar o formă de salut. Ea îmbracă mai multe forme, această expresie. O formă de salut, o formă de respect față de ceilalți, mult mai multe aspecte, dar cel mai important aspect pentru care este acela, un fel de, să zic, traducere prescurtată în japoneză a celui să nu renunți niciodată. Vine la Oshishinobu, care înseamnă motamo, a persevera atunci când ești împrins, presat, apăsat. Adică chiar dacă greutățile vieții sau toate problemele care le ai te apasă, tu trebuie să mergi mai departe pe drumul tău. Bun, deci asta înseamnă osul. Os.
Os. Os. Am înțeles. Da, os. U, de regulă în japoneză se citește mai pierdut, așa mai... Os. Da, os. Am înțeles. Și trebuie să facem cumva os, os. Da, salutul, da, salutul la noi. Arătați-ne și nou. La noi Chiocușin, salutul e din poziția aici, da. Aici, os. Am înțeles. Bun. Mulțumim frumos, iată că am văzut și pe viu acest salut. Domnule Sensei Groia Docan, vă mulțumesc din suflet pentru prezența la Zoom Sport. Vă mai așteptăm și data viitoare. A fost o plăcere să lucrăm cu dumneavoastră. V-am promis, vin la karate. Multă o fac plăcere, și pasta, de-abia aștept. Sau doita și mă aștept. Bun, așadar, doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Zoom Sport. Ne revedem miercurea viitoare și să vă salut în tema emisiunii. Os! Pe curând!